Dacă stai lângă un bețiv, te vei duce în iad. Dacă stai lângă un curvar, te vei duce în iad. Dacă stai lângă un copil de Dumnezeu credincios, e posibil să te duci în rai. Pentru că se iau și lucrurile bune, se iau și lucrurile rele. Spune-mi cu cine te întovărășești și am să spun cine ești. Pentru că întotdeauna tovărășiile bune păstrează obiceiurile bune și tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și nu o spune, o spune Domnul. Așadar, dragii mei, ați venit în seara aceasta unde trebuie. Pentru că Dumnezeu pe pământul acesta a lăsat o biserică care să fie lumină și sarea pământului. O biserică purtătoare de Dumnezeu, o biserică care din generație în generație a transmis adevărul lui Dumnezeu. Noi nu predicăm în seara asta că e timpul de predică. Noi predicăm ca Dumnezeu să se descopere și Dumnezeu să ajungă la inima fiecăruia. Mărire lui Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu. Eu nu mai predic dacă voi nu spuneți amin. A stat Moise lângă el și a zis: ia mână doi bulgări din ăștia de mari, de aur, și ia-ți dalta, ia-ți șocanul și începe să lucrezi. Mai cu temperatură, mai cu foc, mai cu nu știu ce. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: să faci doi heruvim din aur, să-i faci din aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Și prima subliniere pe care o fac în această seară, iubiții lui Dumnezeu, este că Moise a primit instrucțiuni de la Dumnezeu ca acești doi heruvim să-i facă din aur bătut. Aurul bătut înseamnă aur bătut, că nu-i mare filozofie, ei și doi. Și poc și poc, și se uita Moise la meșteri și spunea: nu-i bine, vezi că ai luat-o prea în stânga, mai în dreapta, mai dă-i odată, că e prea nu, cum nu trebuie. Și au început să facă heruvimii. Și vreau să spun în această seară primul gând care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă. Orice om care a intrat în biserica lui Iisus Hristos, orice om care într-o zi a îngenunchiat înaintea Domnului și a zis: Doamne, de azi înainte vreau să-mi predau viața Ție. Orice om care merge duminică de duminică la biserică, el nu este obiectul de batjocor al diavolului. Nu vă lăsați îngenunchiați creștini de ispitele care sunt de jur împrejur. Nu vă lăsați îngenunchiați de răul care este în viață. Nu vă lăsați batjocoriți de Satana care ar vrea să vă țină ca niște pipirici cu capul în jos. Nu este diavolul acela care ne aduce răul și boala și necazul atunci când știi că inima ta e dată lui Dumnezeu, ci la capătul acestor necazuri este mâna lui Dumnezeu care sculptează. Pentru că nu pot să mă duc în cer un rebut, eu trebuie să am chipul lui Dumnezeu. Eu nu pot să mă duc în cer cu fața mea, trebuie ca fața mea să oglindească fața Lui. Nu mă pot duce cu felul meu în cer. Eu trebuie să am felul lui Dumnezeu de a fi. Mărire Domnului! Aș vrea să vă spun în această seară că prin cozonac se rezolvă problema credinții noastre. Nici pomeneală. Cozonacul mă face mai gras. Se rezolvă prin daltă, prieteni. Eu trebuie să recunoaștem că suntem ființe care numai atunci când Dumnezeu apasă în viața noastră deschidem ochii către cer. Trebuie să recunoaștem că durerea e focul care înmoaie inima noastră ca să ia chipul lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară toți de aici să știe că Dumnezeul nostru nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor. Că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care bate. Că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care lovește, stă în cer și se gândește pe cine să-l mai dea jos. Nu! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de milă. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu plin de îndurare, dar Dumnezeu ne spune: prieteni, voi trebuie să semănați cu mine. Prea mult semănați cu chipul pământesc, prea mult aveți chipul celui pământesc. Uitați-vă, dragii mei, avem noi oare probleme în acest sens? M-am întors la Dumnezeu de ceva vreme. Vreți să vă spun că sunt un înger? Am să vă spun că nu sunt înger. Am să vă spun că mai găsesc iuțime, mai găsesc mânie, mai găsesc nerăbdare în mine, mai găsesc nervozitate de multe ori, mai găsesc lene spirituală. Și atunci Dumnezeu din cer, ce să facă cu mine care după aproape 20 de ani de pocăință nu m-am schimbat? Vine Dumnezeu și spune: n-au o daltă, prietene, și poc un ciocan. Ați priceput ce vă spun eu acum? O, Doamne Iisuse! Dar vestea bună, mărire lui Dumnezeu, vestea bună este că într-o zi, ce nu înțeleg eu pe pământul acesta, îmi va desluși Dumnezeu în cer. Și va spune Dumnezeu: vino să te vezi, Florine. Ce-ai crezut pe pământ
când eu ți-am trimis necazul. Am crezut că m-ai părăsit și nu mai ești cu mine. Am crezut că-s cel mai de pe urmă om. Și Dumnezeu a zis, vino încoace să-ți arăt că de fapt eu atunci am sculptat în tine fața mea. Vino să te privești acum în oglinda desăvârșirii, căci cunoaștem în parte, știm în parte, privim ca într-o oglindă în chip întunecos, dar când va veni El, toate lucrurile vor fi desăvârșite. Mărire lui Dumnezeu! Mărire lui Dumnezeu! Frați și surori, prieteni dragi, iubiți credincioși, aș vrea să vă spun un lucru. Am cunoscut un tânăr care într-o după-amiază a venit la noi în biserică. El nu prea putea să meargă bine, mergea un pic așa țapăn. Numele lui este Claudiu. Acest tânăr pe la 22 de ani când a venit în biserică, era un tânăr bolnav de epilepsie. Program de program venea la biserică, îmi spunea că are crize mai rare. A zis, de când am venit în biserică, crizele mele sunt din ce în ce mai rare. La un moment dat îmi zice, pastore, aș vrea să fac legământ cu Dumnezeu să mă botez. Am strâns oamenii cu care noi discutăm problemele bisericii, sfatul de oamenii care judecă și le-am zis, ce face cu băiatul ăsta? Că e un băiat bolnav de epilepsie. Să-l botezăm oare? Să-l băgăm în apă? Dorința lui asta este. Dar cum să bagi în apă un băiat bolnav de epilepsie? Să ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. El spunea, dar eu am credința că Dumnezeu mă poate vindeca când intru în apă, zice el. Stă de vorbă cu oamenii și am spus, poți opri apa unui băiat care nu știe să meargă bine? Doar pentru că este bolnav? Nu poți. Așa este că nu poți. Pentru că legământul nu se face atunci când ești ca bradul, se face din inimă. Nu cu trupul facem, ci cu sufletul. Mă, dragii mei, vreau să vă spun că după ce s-a botezat Claudiu, a fost omul care a intrat în rând cu tinerii și nu știu să fi fost vreo acțiune în biserică. Noi avem în fiecare duminică o cantină dincolo de care hrănim 150 de oameni care sunt săraci. Vin oameni din cartier, vin oameni... Noi nu hrănim oamenii pe criterii religioase, că atunci când ți-e foame, n-are culoare religioasă foamea. Foamea e foame. Pe săraci veți avea totdeauna cu voi, a spus Domnul Iisus. Și tânărul ăsta era prezent peste tot. Se ducea la grupele de vizitare a oamenilor care erau în suferință, oamenilor vârstnici. La un moment dat a avut o criză puternică și a paralizat de toată partea dreaptă. A stat în spital, m-am dus la el și pe pat mi-a zis, uitându-se la mine, mi-a zis, frate Florin, aseară am visat că a venit la mine un înger. Era îmbrăcat în haine de lumină și mi-a zis, Claudiu, în trei puncte Dumnezeu te ia acasă. Și a zis, frate, eu cred că e vorba de 3 ani de zile. Și a zis el, strângându-mi mâna, așa cu cealaltă mână, cu stânga, cu cea validă, mi-a zis, frate Florin, te rog să-mi promiți un lucru. Să-mi promiți că mama mea care este nepocăită și care este săracă, nu o să rămână pe drumuri când eu o să mă duc acasă. Să-i porți de grijă, să ai grijă de ea, că noi suntem săraci și o să rămână pe stradă. Asta se întâmpla undeva în luna iulie. Am avut o sărbare cireșarii și la sfârșitul acestei sărbări, băiatul acesta, Claudiu, de dragul de a fi cu tinerii, a plecat din spital pe răspunderea lui. S-a dus pe scenă și i-am făcut cunoștință cu Vladimir, lui Claudiu, și am zis, uite, Vladimir, ăsta e Claudiu de care spuneam. Vladimir i-a întins mâna să-i strângă, dar băiatul ăsta n-a putut să-i întindă mâna dreaptă și i-a întins mâna stângă. Un tânăr care de când s-a pocăit, l-am văzut numai lovit și lovit și lovit. De câte ori veneam în biserică și treceam prin dreapta, pe unde stă el așezat, totdeauna îmi zâmbea atât de luminos. Un băiat care nu putea să aibă o prietenă, un băiat care nu putea să aibă un viitor, îl trântea criza la pământ când te așteptai mai puțin și apoi rămânea înțepenit. Și vreau să vă spun că atunci când elevești o criză de epilepsie, creierul se deteriorează din ce în ce mai mult. Sistemul nervos cedează pas cu pas. Mi-am rugat pentru el și am postit în biserică cum am putut noi mai bine. În decembrie am auzit de la niște tineri de undeva din Bucovina că s-au dus să predice pe Domnul Dumnezeu. Și unul dintre oamenii de acolo l-a primit pe Domnul Dumnezeu. Și tinerii aceștia s-au dus la el acasă să se roage. Și când au ajuns acasă au văzut că în loc de acoperiș avea o gaură. El era în decembrie, erau minus 20 de grade, el vedea cerul lui Dumnezeu liber.